Avem un singur caz pozitiv în municipiul Doropoi. Ieri, după cum știți, am avut un singur caz pozitiv care, de fapt, a fost alocat de către DSP Iași a unei persoane internate într-un spital din municipiul Iași și ne-a fost alocat nou. În continuare avem un număr mic, adică zero, am câteva zile de zero cazuri la nivelul județului Botoșani. Teste în jur de 300-350 de teste se efectuează zilnic la nivelul județului. Rata de incidență la nivelul municipiului Botoșani a rămas de 0,02 și 0,03 la nivelul județului Botoșani. Nu avem focare. Deocamdată suntem într-o perioadă liniștită din punct de vedere al pandemiei. Ce vă îngrijorează cel mai mult ca putea să readucă boala în Botoșani? Faptul că măsurile de prevenție, distanțarea, purtarea măștii în spațiile închise, reluarea activităților și a anumitor festivaluri, concerte, petreceri, e posibil că în perioada următoare să mai apară cazuri și chiar să crească numărul de cazuri, având în vedere că noua tulpină Delta, care deocamdată la nivelul județului Botoșani nu există, dar în țară a apărut, în sudul țării, să fie și la nivelul județului nostru, având o transmitere foarte rapidă și fiind foarte contagioasă. Nu știm încă dacă nu avem încă studii să vedem dacă cazurile care sunt cu această tulpină fac o formă mai gravă a bolii, dar această tulpină, după cum am spus, este extrem de contagioasă cu transmitere foarte rapidă.